Din palme, aclamați-L pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Acelor prea iubiți, în timpul postului de 40 de zile, ne-am pregătit inimile prin pocăință și fapte de iubire. Iar astăzi ne-am adunat să începem împreună cu întreaga biserică celebrarea misterului pascal, al morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos, mister pentru umplirea căruia El a intrat în cetatea sa, Ierusalim. Celebrând așadar cu toată credința și evlavia, intrarea mântuitoare a lui Iisus, să-L urmăm și noi pe Domnul, pentru ca, împărtășindu-ne prin har de ocrotirea Lui, să avem parte de înviere și viață. Să ne rugăm! Dumnezeule atotputernic și veșnic, sfințește cu binecuvântarea Ta aceste ramuri, pentru ca noi, care îl urmăm cu bucurie pe Regele Hristos, să putem ajunge la Ierusalimul cel veșnic prin El, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, când s-au apropiat de Ierusalim, și-au ajuns la Betfage, pe muntele măslinilor, Iisus a trimis doi discipoli, spunându-le:
Mergeți în satul dinaintea voastră și veți găsi îndată o măgăriță legată și cu ea un mânz. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Iar dacă vă va întreba cineva, să spuneți: Domnul are nevoie de ei, dar îi va trimite înapoi curând. Acest lucru s-a făcut ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice: Spuneți fiicei Sionului, iată, regele tău vine la tine blând, așezat pe o măgăriță și pe un mânz, puiul unui animal de povară. Discipolii s-au dus și au făcut după cum le-a poruncit Iisus. Au adus măgărița și mânzul, au așternut hainele pe ei, iar el s-a așezat deasupra. Atunci mulțimea numeroasă și-a întins hainele pe drum. Alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe drum. Mulțimile care mergeau înaintea lui și cele care îl urmau strigau: Osana, fiul lui David, binecuvântat cel ce vine în numele Domnului, Osana în înaltul cerului. Când a intrat el în Ierusalim, toată cetatea s-a tulburat și spunea: Cine este acesta? Iar mulțimile spuneau: Acesta este profetul Iisus din Nazaretul Galilei. Cuvântul Domnului. Fraților preiubiți, asemenea mulțimilor care l-au aclamat pe Iisus, să pornim și noi în pace, preamărindu-L și întâmpinându-L cu bucurie. Să mergem în pace.
să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ai dat neamului omenesc un exemplu de umilință în Mântuitorul nostru, care s-a făcut om și a îndurat moartea pe cruce. De neharul să învățăm al urma răbdare și astfel să ne învrednicim a fi părtași de învierea sa, El care viețuiește, triumfește în unire cu tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Fața nu mi-am întors-o de la cei care mă ocărau și mă scuipau. Citire din cartea profetului Isaia. Domnul mi-a dat o inimă înțeleaptă ca să știu să vorbesc celor desnădăjduiți. În fiecare dimineață El mă trezește. De dimineață mă trezește ca să ascult ca un ucenic. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea, iar eu nu m-am împotrivit și nici nu m-am dat înapoi. Spatele mi l-am dat spre a fi lovit, obrajii spre a fi pălmuiți și fața nu mi-am întors-o de la cei care mă ocărau și mă scuipau. Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor, de aceea nu m-au doborât ocările. De aceea le-am oferit o față ca de cremene și știu că nu voi rămâne de rușine. Cuvântul Domnului. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Toți care mă văd își bat joc de mine, strâmbă din buze și dau din cap. S-au încrezut în Domnul să-L scape, să-L mântuiască, dacă și-a pus în El plăcerea. Iată-mă înconjoară câinii, o bandă de răufăcători mă împresoară. Mi-au străpuns mâinile și picioarele, mi-au numărat toate oasele. Și împart între ei hainele mele și pentru tunica mea au aruncat sorții. Dar Tu, Doamne, nu sta departe, ajutorul meu grăbește-te să mă ajut.
citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Fraților, Iisus fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor. Iar după felul lui de a fi, a fost socotit ca un om. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece tot genunchiul, al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt, și orice limbă să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Cuvântul Domnului. Patima Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, unul dintre cei 12, care se numește Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei și le-a zis: Ce vreți să-mi dați ca să-l dau pe mâna voastră? Ei i-au numărat 30 de arginți și de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor. În prima zi a azimelor, au venit discipolii la Iisus și au zis: Unde vrei să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? El a spus: Mergeți în cetate la cutare și spuneți: Învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine voi face Paștele cu discipolii mei. Discipolii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Când s-a înserat, stătea la masă împreună cu cei 12 și în timp ce mâncau, a zis: Adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda. Întristați peste măsură, ei au început să-i spună unul după altul: Nu cumva sunt eu, Doamne? El a răspuns: Cel care și-a întins mâna cu mine în blid, acesta mă va trăda. Căci Fiul omului merge după cum a fost scris despre el. Dar vai omului aceluia, prin care Fiul omului este trădat. Mai bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut. Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze, l-a întrebat: Nu cumva sunt eu, Rabi? El i-a răspuns: Tu ai zis. Și în timp ce mâncau, Iisus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o discipolilor săi și le-a spus: Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi, luând potirul, după ce a mulțumit, l-a dat lor spunând: Beți din acesta toți, căci acesta este sângele meu, al alianței care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care îl voi bea cu voi din nou în împărăția Tatălui meu. Și după ce au cântat imnul, au plecat spre muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a spus: Voi toți vă veți scandaliza din cauza mea în noaptea aceasta, căci este scris,
voi bate păstorul și oile din turmă se vor risipi. Dar după ce voi fi înviat, voi merge înaintea voastră în Galileea. Atunci Petru, luând cuvântul, i-a zis: chiar dacă toți se vor scandaliza din cauza ta, eu nu mă voi scandaliza niciodată. Iisus i-a zis: adevăr îți spun, chiar în noaptea aceasta, înainte de a fi cântat cocoșul, de 3 ori mă vei renega. Petru i-a zis: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, nu te voi renega. Și toți discipolii spuneau la fel. Atunci Iisus a venit împreună cu ei, într-un loc numit Ghetsemani, și le-a spus discipolilor: stați aici până când mă voi duce acolo să mă rog. Și luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedeu, a început a se întrista și a se tulbura. Atunci le-a spus: sufletul meu este trist de moarte. Rămâneți aici și vegheați cu mine. Și mergând puțin mai încolo, a căzut cu fața la pământ, spunând: Tată, dacă este posibil să treacă de la mine paharul acesta, dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Apoi a venit la discipoli și i-a găsit dormind. Atunci i-a zis lui Petru: așa, n-ați putut veghea cu mine nici măcar un ceas. Vegheați și rugați-vă, ca să nu intrați în ispită. Căci Duhul este plin de avânt, dar trupul este slab. Iarăși, pentru a doua oară, a plecat și s-a rugat spunând: Tată, dacă nu este posibil ca să trag acest potir fără ca să-l beau, să se facă voința ta. Venind, i-a găsit din nou dormind, căci ochii le erau îngreunați de somn. Lăsându-i, a plecat din nou și s-a rugat pentru a treia oară, spunând iarăși aceleași cuvinte. Atunci a venit la discipoli și le-a spus: dormiți mai departe și odihniți-vă. Iată, a venit ceasul și Fiul omului este dat pe mâna păcătoșilor. Sculați-vă să mergeți. Iată, cel care mă trădează este aproape. Pe când încă mai vorbea, a venit Iuda, unul dintre cei 12, și împreună cu el o mulțime mare, cu săbii și ciomege, din partea arhiereilor și a bătrânilor poporului, iar trădătorul lui le dăduse un semn spunând: cel pe care îl voi săruta, acela este, prindeți-l. S-a apropiat îndată de Iisus și i-a zis: bucură-te, rabi! Și l-a sărutat. Dar Iisus i-a spus: prietene, pentru aceasta ai venit. Atunci, apropiindu-se, au pus mâna pe Iisus și l-au prins. Și iată, unul dintre cei care erau cu Iisus, întinzându-și mâna, a scos sabia, l-a lovit pe unul dintre servitorii marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: puneți sabia la locul ei, căci toți cei care pun mâna pe sabie, de sabie vor peri. Sau crezi că n-aș putea să-l rog pe tatăl meu și mi-ar pune la o dată la dispoziție mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum s-ar mai întâmpla Scripturile? Că așa trebuie să fie. În ceasul acela, Iisus a spus mulțimilor: ați ieșit ca împotriva unui tâlhar cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. Zi de zi stăteam în templu învățând și nu m-ați arestat. Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile profeților. Atunci toți discipolii, părăsindu-l, au fugit. Cei care l-au arestat pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde se adunaseră cărturarii și bătrânii. Iar Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot și, intrând,
s-a așezat printre servitori ca să vadă sfârșitul. Arhiereii și tot Sinedriul căutau o mărturie falsă împotriva lui Isus ca să-l condamne la moarte, dar nu găseau, deși s-au prezentat mulți martori falși. În cele din urmă au venit doi și au zis: acesta a spus, pot să distrug templul lui Dumnezeu și în 3 zile să-l reconstruiesc. Ridicându-se, marele preot i-a zis: nu răspunzi nimic, ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Dar Iisus tăcea. Atunci marele preot i-a zis: te conjur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns: tu ai zis, ba vă spun, de acum îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a spus: a rostit o blasfemie, ce nevoie mai avem de martori? Iată, acum ați auzit blasfemia, cum vi se pare? I-au răspuns: este vrednic de moarte. Atunci l-au scuipat în față și l-au lovit cu pumnii. Alții l-au pălmuit, spunând: profețește-ne, Hristoase, cine este cel care te-a lovit? Iar Petru ședea afară, în curte. S-a apropiat de el o servitoare și i-a zis: și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el a negat înaintea tuturor, spunând: nu știu ce vorbești. În timp ce se îndrepta spre poartă, l-a văzut o alta și a zis celor de acolo: acesta era cu Iisus Nazarineanul. Dar el a negat din nou cu jurământ: nu-l cunosc pe omul acesta. Puțin după aceea, s-au apropiat cei care erau acolo și i-au zis lui Petru: într-adevăr, și tu ești dintre ei, pentru că și accentul tău te trădează. Atunci a început să se blesteme și să jure: nu-l cunosc pe omul acesta. Și îndată a cântat cocoșul. Atunci și-a amintit Petru de cuvântul lui Iisus care îi spusese: înainte de a cânta cocoșul, de 3 ori mă vei renega. Și ieșind afară, a plâns amar. Iar când s-a făcut dimineață, toți arhiereii și bătrânii poporului au ținut consiliu împotriva lui Iisus ca să-l condamne la moarte. Și legându-l, l-au dus și l-au predat lui Pilat, guvernatorul. Atunci Iuda, cel care l-a trădat, văzând că el fusese condamnat, cuprins de remușcare, a adus înapoi arhiereilor și bătrânilor cele 30 de monede de argint, spunând: am păcătuit vânzând sânge nevinovat. Dar ei i-au zis: ce ne privește? Tu vei vedea. Și aruncând banii în templu, a plecat și s-a dus să se spânzure. Iar arhiereii, luând banii, au zis: nu este permis să-i punem în tezaur, căci sunt prețul sângelui. Și după ce au ținut consiliu, au cumpărat cu ei ogorul olarului pentru îngroparea străinilor. De aceea se numește ogorul acela până astăzi ogorul sângelui. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin Ieremia profetul, care zice: și au primit 30 de arginți, prețul celui vândut, care a fost stabilit de fiii lui Israel, și i-au dat pe ogorul olarului, așa cum îmi poruncise Domnul. Iisus stătea înaintea guvernatorului, iar guvernatorul l-a întrebat: tu ești regele iudeilor? Iisus a răspuns: tu o spui. Și în timp ce era acuzat de arhierei și de bătrâni, nu răspundea nimic. Atunci i-a zis Pilat: nu auzi că te mărturisesc aceștia împotriva ta? Dar nu a răspuns nici măcar un cuvânt, încât guvernatorul era foarte mirat. La fiecare sărbătoare, guvernatorul obișnuia să elibereze un deținut pentru popor pe care îl voiau ei.
Pe atunci avea un deținut vestit, numit Baraba. Deci, când s-au adunat, Pilat le-a zis: pe cine vreți să vi le liberez? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Căci știa că din invidie îl dăduseră pe mâna lui. Și în timp ce ședea la judecată, soția lui i-a trimis vorbă: nimic să nu faci dreptului aceluia, căci multe am suferit azi în vis din cauza lui. Dar arhiereii și bătrânii au convins mulțimile să-l ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l trimită la moarte. Luând cuvântul, guvernatorul le-a zis: pe care dintre cei doi vreți să vi le liberez? I-au răspuns: pe Baraba. Pilat le-a zis: așadar, ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Au zis toți: să fie răstignit. El le-a spus: dar ce rău a făcut? Ei însă strigau și mai tare: să fie răstignit. Văzând Pilat că nu folosește la nimic, dimpotrivă, agitația devenea tot mai puternică, a luat apă și s-a spălat pe mâini înaintea poporului, spunând: eu sunt nevinovat de sângele acestui drept, voi veți vedea. Tot poporul a răspuns: sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, după ce l-a biciuit, l-a dat ca să fie răstignit. Atunci soldații procuratorului l-au adus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată cohorta și, după ce l-au dezbrăcat, l-au acoperit cu o mantie purpurie. Împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap, iar în mâna dreaptă o trestie și, îngenunchind, își băteau joc de el, spunând: bucură-te, rege al iudeilor! Apoi, scuipându-l, îi luau trestia și loveau peste cap. După ce și-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de mantie și l-au îmbrăcat cu hainele lui. Apoi l-au dus ca să-l răstignească. În timp ce ieșeau, au găsit un om din Cirene cu numele de Simon. Pe acesta l-au constrâns să-i ducă crucea. Ajungând la locul numit Golgota, care înseamnă locul craniului, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar el, gustând, n-a voit să bea. După ce l-au răstignit, au împărțit hainele lui, aruncând zarurile, apoi s-au așezat și au rămas acolo să-l păzească. Au pus deasupra capului său cauza condamnării, scrisă astfel: acesta este Iisus, regele iudeilor. Atunci au răstignit împreună cu el doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga. Iar cei care treceau rosteau blasfemii împotriva lui, clătinând din cap și spunând: tu care dărâm templul și îl construiești în trei zile, salvează-te pe tine însuți. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce. La fel și arhierei îl luau în râs, împreună cu cărturarii și cu bătrânii, și spuneau: pe alții a salvat, pe sine nu se poate salva. Dacă este regele Israelului, să coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să le libereze acum, dacă îl dorește, pentru că spunea: sunt Fiul lui Dumnezeu. Chiar și tâlharii răstigniți împreună cu el îl insultau în același fel. De la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ceasul al nouălea. Iar pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas puternic: Eli, Eli, lema sabachthani, care înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii dintre cei care erau de față spuneau: acesta îl cheamă pe Ilie. Și îndată unul dintre ei a alergat și, luând un burete, l-a muiat în oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Iar ceilalți spuneau: lasă, să vedem dacă vine Ilie să-l salveze. Dar Iisus,
strigând din nou cu glas puternic, și-a dat sufletul. Și iată, catapeteasma templului s-a sfâșiat în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților morți au înviat și, ieșind din morminte după învierea lui, au venit în cetatea sfântă și s-au arătat multora. Atunci centurionul și cei care împreună cu el îl păzeau pe Iisus, văzând cutremurul și cele întâmplate, au fost cuprinși de o mare spaimă și au spus: cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Erau acolo și multe femei care priveau de departe. Unele dintre ele îl urmaseră pe Iisus din Galileea, slujindu-i. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif, și mama fiilor lui Zebedeu. Când s-a făcut seară, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el discipol al lui Iisus. Acesta a venit la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să-i fie dat. Iosif a luat trupul lui Iisus, l-a înfășurat într-un giulgiu curat și l-a pus în mormântul său nou, pe care îl săpase în stâncă. După ce a rostogolit o piatră mare la intrarea mormântului, a plecat. Iar Maria Magdalena și cealaltă Marie ședeau acolo înaintea mormântului. În ziua următoare, cea care este după ziua pregătirii, s-au adunat arhiereii și farizeii la Pilat și i-au spus: domnia ta, ne-am amintit că acel înșelător a spus pe când mai trăia încă, după 3 zile voi învia. Poruncește deci să fie păzit mormântul până în ziua a treia, ca nu cumva să vină discipolii lui să-l fure și apoi să spună poporului: a înviat din morți. Iar înșelătoria aceasta de pe urmă ar fi mai rea decât prima. Pilat le-a zis: aveți garda, mergeți și păziți cum știți. Ei s-au dus și, sigilând piatra, au păzit mormântul cu garda. Cuvântul Domnului. Iată, acum a sosit ceasul său. Fiile voastre, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși, dragi credincioși, uniți cu noi prin intermediul radioului și al internetului. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ne aflăm într-un moment istoric. Intrarea lui Iisus în Ierusalim. Intrare pe care El a dorit-o, de cum a venit în lume. Intrare pe care a realizat-o după planul Părintelui Ceresc. Intrare pe care a dorit-o. Dumnezeu l-a primit cu ramuri în mâini. L-a întâmpinat copiii și tinerii și cei buni. I-au ieșit în cale aclamându-l, pentru că se împlineau astfel scripturile. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu. Asistând astăzi la această prezentare din nou a
pătimirii Domnului nostru Iisus Hristos, de data aceasta după Sfântul Matei, noi n-ar mai trebui să vorbim. Ar trebui să rămânem în tăcere. În tăcere, pentru că aceste cuvinte ne vorbesc singure. Această prezentare a Evanghelistului Matei, alături de celelalte prezentări, nu reprezintă altceva decât împlinirea unui plan divin, a unui plan care nu este conceput de om, ci de însuși Dumnezeu. A unui plan care de atâta timp este cunoscut și atâția nu-l înțeleg și e foarte greu să-l înțelegi. Un Dumnezeu se coboare pe pământ. Un Dumnezeu să devină slujitorul tuturor. Un Dumnezeu să se umilească până la moarte și încă moartea pe cruce. Un Dumnezeu care să îmbrace haina omului păcătos. Este un mister. Dar acest mister, întâmplat odată, nu mai încetează. Rămâne veșnic. Pentru că cel care a îmbrăcat haina omului este însuși Fiul lui Dumnezeu. Cu dor am dorit acest ceas. Iată acum timpul său. Dragii iubiți credincioși, cuvintele pe care le-am proclamat astăzi și din Vechiul Testament și Evanghelia sau patima Domnului nostru Iisus Hristos și lectura din Sfântul Apostol Paul către Filipeni ne prezintă cu adevărat acest mare mister. Această persoană care, spre surprinderea tuturor, a celor de atunci și a celor de astăzi, ia asupra sa toată suferința și crucea și acceptă să fie, după ce a fost proclamat ca Fiul lui David, ce vine în numele Domnului, acceptă să primească toată condamnarea și hula din partea oamenilor. Nu trebuie să ne uităm numai la ei, numai la cei care atunci sunt în întâmpinare sau mai târziu s-au ridicat împotriva lui. Nu. Trebuie să ne gândim la noi. Acest moment este ceasul care nu se mai termină. Este ceasul său, dar și ceasul nostru. Cuvintele acestea nu sunt spuse doar pentru cei câțiva care au ieșit în întâmpinare cu flori, sau pentru cei care mai târziu strigau răstignește-l. Persoanele care sunt astăzi prezentate în această istoricire a patimilor n-au fost numai atunci. Ele au fost mereu și sunt mereu prezente în istoria mântuirii. Oameni care l-au cinstit, preamărit și îl cinstesc. Și ies în cale și îl iubesc și îl urmează. Dacă este să ne gândim la cei care, iubindu-l, i-au ieșit în cale, la femeile sfinte, la apostolul cel tânăr care nu s-a îndepărtat niciodată de el, la Veronica, pe care o amintim mereu când facem calea crucii,
la Simon din Cirene, că e să ne amintim de cel care a spus centurionul cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu, vedem o mulțime și astăzi care fac la fel, care se apropie de El, care se deschid, care poartă în mâini flori și ramuri, care îl urmează, care plâng împreună cu El. Pentru că nu după mult timp s-au bucurat împreună cu El. Sunt și unii care atunci s-au ridicat împotrivă, bucurându-se că au terminat cu El. Dar s-au înșelat. Atâția. Atâția atunci, atâția și astăzi. Frați iubiți credincioși, cuvântul Domnului rămâne veșnic. Misterul mântuirii, săvârșit odată, El nu mai încetează. Dăruindu-se Iisus pentru noi, jertfa Lui are o proiecție veșnică, cât vor fi oameni pe pământ. Pentru că ce-a făcut El rămâne mereu valabil. Astăzi, când am intrat și noi în catedrală, aici la noi sau în alte biserici, cum s-a petrecut și se petrece în întreaga lume creștină, cum s-a întâmplat și ieri cu procesiunea de flori în Biserica Ortodoxă. Astăzi, cu adevărat, sunt atâția care ies în cale. Suntem noi. Dar ne punem o întrebare. Rămânem fideli? Rămânem aproape de El? Este pentru noi folositoare jertfa Lui? Sângele Lui vărsat are asupra noastră acel dar veșnic de purificare și de mântuire? Îl ajutăm și noi pe Iisus să-și ducă crucea, cum l-a ajutat Simon din Cirene. Îi ștergem fața, așa cum a făcut Veronica, sau plângem cu adevărat, cum plângeau femeile, sau alergăm după El și îl căutăm, cum l-a căutat Ioan și Maria până sub cruce. Iată întrebări care sunt actuale, care sunt pentru noi, care trebuie să ne preocupe astăzi. Ne bucurăm că vine la noi. Este un lucru extraordinar să vină Iisus odată și să vină mereu. Am spus, acest mister nu a încetat și nu încetează. Iisus vine mereu la noi. Vine pentru că lumea are nevoie ca El să ia asupra sa tot ceea ce-i rău, ca să-i mântuiască pe oameni. Să-i scoată din mizerie, din păcat, din moarte. Vine Iisus mereu la noi. Trebuie cu adevărat să ne întrebăm dacă suntem convinși de acest lucru și dacă astăzi am venit la biserică cu acest sentiment profund că îl întâlnim pe El. Pentru că e El cel care vine la noi, care își reînnoiește suferința aici pe altar, ori de câte ori se celebrează jertfa Sfintei Liturghii. Trece Iisus și intră în Ierusalim, ajunge pe calvar, moare, intră în mormânt, învie și e glorios. Nu mai încetează această victorie. Suntem cu adevărat bucuroși că astăzi am ieșit în cale cu flori, dar rămânem fideli?
Ne întoarcem privirea spre El văzându-L. Dragi biscredincioși, ziua de astăzi este o zi particulară pentru noi toți, pentru toți creștinii. Cum are apogeul ei noaptea învierii. Dar mai ales această zi este deosebit de importantă pentru tinerii noștri. Pentru tinerii care odinioară i-au ieșit în întâmpinare lui Iisus cu flori și cântări. Este o zi în care tineretul întreg este chemat să-și readucă aminte de acel gest și să-l retrăiască, dar nu să uite, nu să-și piardă privirea, să o îndrepte spre altceva și spre El. Ziua tineretului la nivel local. Toți tinerii sunt astăzi invitați după dorința Sfântului Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, reluată de ceilalți papi, de Papa Francis, ca ei să înceapă acum să-și îndrepte privirea spre El, să iasă în cale, să-L urmeze, să facă ca în lume să triumfe biruința lui Hristos, să aducă în lume pace, să aducă curaj, să aducă o nouă speranță. Dragii biscredincioși, tinerii care au fost sub crucea lui Iisus sunt reprezentați de către Ioan. Tinerii de astăzi sunt reprezentați de El, apostolul cel tânăr și curat al iubirii, iar alături de El Maica Sfântă. Alături de ei toți ceilalți care L-au însoțit pe Iisus. Sfântul Părinte Papa Francisc face un apel către toți tinerii. O vom celebra într-un chip special la liturghia de după masă, acest moment. Când sunt chemați, ca împreună cu Maica Domnului, să-i cânte slavă lui Dumnezeu pentru faptele minunate pe care El le-a săvârșit, cum le-a săvârșit în Maria, dar și în fiecare dintre noi. Faptele minunate ale lui Dumnezeu, care iubindu-ne s-a dăruit pe sine și ne-a mântuit, care pentru noi a luat pe umeri cruci, care pentru noi a murit și a rămas cu noi înviind din morți până la sfârșitul veacului. Ajutați-i pe tineri și voi tineri care sunteți astăzi aici, înțelegeți ce misiune nobilă a avut Ioan, lăsându-ne cea mai profundă evanghelie și cea mai frumoasă chemare la iubire. Ajutați-i pe tineri să înțeleagă că nu este al cel mai frumos decât a-L întâlni pe El și a-L face prezent în lume. Cum continuă să o facă Maica Sfântă, lăudându-L pe Dumnezeu și astăzi, mulțumindu-I pentru marele dar pe care L-a primit și cântând mereu pentru faptele minunate ce le-a săvârșit în ea. Și noi, astăzi, iubiți credincioși, dragi tineri, dragi iubiți credincioși, uniți cu noi la această celebrare sfântă, uniți cu Sfântul Părinte și noi, cântându-I, să nu uităm, să-L urmăm, să-L însoțim, să ne deschidem inima, să aduc în noi lumina învierii. Amin. Și acum să ne mărturisim credința spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, ca
care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu Maria să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața viacului ce va veni. Amin. Frăților preiubiți, Iisus Hristos a fost supus voinței Tatălui Ceresc până la moarte, până la moartea pe cruce. Să rugăm să aibă milă de noi, să ne primească alături și să ne asculte. Doamne Iisuse Hristoase, care Te-ai jertfit pentru păcatele noastre, prin sângele Tău scump, curăță Sfânta Biserică de orice prihană. Te rugăm, ascultă-ne! Călăuzește-i pe toți credincioșii la primirea cu vrednicie a sacramentelor pascale. Te rugăm, ascultă-ne! Nu îngădui pierderea nici unuia dintre cei chemați la mântuire. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le tărie și răbdare tuturor celor care Te urmează pe calea grea a crucii. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca rănile Tale sfinte să fie izvor de mântuire și de pace pentru toți oamenii. Te rugăm, ascultă-ne! Prin crucea Ta sfântă, deschide cerul pentru cei răposați. Te rugăm, ascultă! Pleacă-ți privirea, preabunule Tată, asupra familiei Tale, pentru care Domnul nostru Iisus Hristos s-a dat fără șovăire în mâinile celor nelegiți și a îndurat chinul cruci. El care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Thank you.
Cântați lui Dumnezeu, cântați, cântați regelui nostru, cântați. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Pătimirea Fiului Tău unul născut să apropie, Doamne, împăcarea Ta cu noi, deși nu suntem vrednici de ea prin faptele noastre, să ne întâmpine îndurarea Ta în puterea acestei jertfe unice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri, pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru, Iisus Hristos, El fiind nevinovat, a binevoit să sufere pentru toți cei vinovați și să fie osândit pe nedrept pentru cei răufăcători. Moartea Lui a spălat greșelile noastre, iar învierea Lui ne-a dobândit viață nouă de sfințenie. El laudă cerul și pământul, îngerii și arcanghelii, și îl veste zicând fără încetare.
sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, ca și prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci el, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este Duhul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu preafericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutinde, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, înțească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților. Și nu ne duce pe noi în ispita, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Thank you.
Să ne rugăm. Întăriți cu hrana Sfintei împărtășanii, te rugăm, Doamne, ca după cum prin moartea Fiului Tău ne-ai dat speranța bunurilor în care credem, tot astfel, prin învierea Lui, să ne dai harul să ajungem în împărăția spre care ne îndreptăm prin Hristos, Domnul nostru. Vă reținem atenția cu câteva anunțuri. Liturghia din această seară se va celebra la ora 17, la ora 5, fiind ziua tineretului. Deci nu se va mai celebra nici la 4, nici la 6 jumătate. Luni, marți și miercuri, începând cu ora 17:30, mai mulți preoți vom fi la dispoziție pentru spovezi. Tinerii sunt așteptați, în special în aceste zile. Vineri și sâmbătă vor fi preoți la dispoziție pentru spovezi toată ziua. De asemenea, începând de marți, vom amenaja încă două mici confesionale în Capela Durcovici și Capela de Adorație la intrare în biserică. Marți, 11 aprilie, la ora 20, tinerii vor parcurge stațiunile Căii Sfintei Cruci pe dealul Cetățuia. La ora 19:30, de la catedrală, vor pleca mijloace de transport speciale pentru acest eveniment. Programul liturghiilor în perioada următoare. Joia Sfântă, la ora 10:30, liturghia Crismei, cu toți preoții din dieceză în jurul păstorului. La ora 18:30, liturghia Cinei Domnului. Vinerea Sfântă, la ora 18:30, celebrarea Pătimirii Domnului. Liturghia din noaptea de Paști va fi celebrată la ora 22, ora 10 noaptea. În ziua de Paști, programul este ca în fiecare duminică. Luni, a doua zi de Paști, program de duminică. Marți, a treia zi de Paști, trei liturghii, 8:11, 18:30. Joi seara, după liturghia Cinei Domnului, vor fi momente de adorație după următorul program. De la 8 la 9, toți credincioșii. De la 9 la 10, tinerii. De la 10 la 11, persoanele consacrate din Iași. De la 11 la 12, preoții din episcopie. Vineri este zi de post și de abstinență. Colecta de vineri este pentru Țara Sfântă, iar cea din noaptea și ziua de Paști este pentru seminar. La Tridumul Pascal, joi, vineri și sâmbătă noaptea, nu ar trebui să lipsească niciun credincios. Vă invităm cu căldură să vă spovediți pentru a fi o sărbătoare sufletească autentică. Purtând în mâine ramurile sfințite ca un simbol al binecuvântării, ele să ne ajute să nu uităm de Hristos care a venit și vine la noi și să-L însoțim. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este numele Domnului. Privește, te rugăm, Doamne, la această familia Ta, pentru care Domnul nostru Iisus Hristos a dat fără șovăire în mâinile celor nelegiuiți și a îndurat chinul crucii, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.